Hai să dăm bani, Andrei. Am început, am șchiopătat așa cu Tudor. Cât ai adunat, Tudore? 1800. Ai! Puțin, foarte puțin. Auzi, nu aia, să ții minte, fii atent, că primul întotdeauna e lecție pentru cei care vin. Asta încerc să fac. Băi, un minut a mai lăsat, 50 de secunde și-a lăsat. Alea 50 de secunde, numai bine le foloseai să... Așa-i? Andrei, îți zic o definiție ca să te liniștești, după aia te mai întreb ce faci. Da, chiar true, chiar true. E mai bine așa? Da, da. Ca să intri în joc, după aia îmi povestești tu ce faci, de unde vii. Știi cum îi spune din patru litere accesoriu care înfrumusețează mâna? Ceas. Vezi că tu te uiți la mine și tu știi că eu n-am voie să-ți dau... Am înțeles. Ceas. Inel. Oh, bun. Bine, bun, inel. Ce faci, Andrei? Bine, am venit la această emisiune cu mare emoții, cu mare, mare emoții. Unde te-ai născut? De unde sunt ești? Sunt din Pitești. Pitești, Argeș. Am venit în București în 2009 la facultate, facultatea de construcții, UTCB prescurtat. Și acum activez în domeniul construcțiilor. Ce te-a ținut pe calea asta? Aș putea să zic pasiunea pentru domeniu. Îți place? Chiar îmi place. Omule, bravo. Chiar îmi place. Bravo, Andrei. Mă bucur să văd oameni ca tine. Perfect. De câte vreme ești inginer? Din 2013, asta înseamnă 10 ani. E ceva, e ceva, bravo. Fii atent, avem 400 de lei în 6 secunde și îți mai dau încă 400 de lei. Asta e simplu, Andrei. Imagine vine din engleză, dar știi cu siguranță engleză. Imagine specială care ajută oamenii să recunoască... Logo. Ăsta e, măi. 800 deja. Cât, Tudorică? 1800 la tine, așa-i? Ia. Bine, Andrei, perfect. Domnule inginer, ascultați-mă, că toată viața vă ocupați de asta. Simboluri fundamentale în matematică, domnule inginer. Toată viața, numai de dimineața până seara, vă ocupați de... Cifre. Ei, 100 de lei ne-a costat. 100 de lei o literă cerută, perfect. Cifre. Bun. Excelent, 1200. Hai, Andrei, hai că putem. Adjectiv arată starea unuia care nu mai reacționează la niciun stimul sau factor din afară, extern. Adică este... Poți să-i faci orice, el nu mai reacționează, Gina dă din cap ca și când ar ști, știi, da? Încă o literă? E lipsit de orice reacție, Andrei. E lipsit de orice reacție. E inert. Cum? Inert. E inert! Bun, o să rămâi concentrat aici, știi? Că... Încerc, încerc. Bun, foarte bine. Fii atent, Andrei. 600 de lei, 6 litere. Ai vreo pasiune așa? Te pasionează aici ceva de maxim așa, dincolo de... Îmi plac oamenii care sunt pasionați de meseria lor, dar dincolo de asta, te pasionează ceva? Pot să zic, nu știu, chestii legate de fotbal. Îți dau eu o pasiune, fii atent. Când mergi la balte cu noaptea în cap, asta e o pasiune. Mulți o au. Mamă, ce pasiune. A pescui? A pescui? Te rog eu, nu mă mai întreba. Nu mă mai întreba, îmi taie oamenii ăștia din salariu. Zic, băi, te-am angajat? Nu. Nu mă mai întreba, că tu zici a pescui și eu ce să fac? Să zic că... Nu merge, nu mă mai întreba. Este mai mult o validare a mea. Da, da, validare, așa. Dar tu de ce nu te mai uita la mine? Că și eu mă simt și tu apezi. Am înțeles. Andrei, da. Cu 2100 de lei ești pe locul 1 în clipa asta. Fii atent, Andrei. Știi călugărul indian? Indienii. Înțelepciunea, iluminare spirituală. De la indieni a apărut prima dată în India. A apărut după aia în toată Asia e religia asta. Dar în India, din India a plecat. Călugărul ăsta e îmbrăcat de multe ori în robă portocalie. Cred că l-ai văzut în filme. Sigur l-ai văzut în filme. Îmbrăcat în robă aia, așa, portocalie. Gen Gandhi. Nu, Gandhi era îmbrăcat sărăcăcios. Gandhi era politician. Budist. Budistul e... Budistul. Mergea mai repede, știi? Învățăturile lui Buddha au plecat din India. Avem 2400 de lei. Stăm bine.
Ți-l dau pe ăsta de 7 litere? Da. Adjectivie. Care a fost recunoscut conform legii. Adică a fost... Literă. Iar mă întreb, am crezut că iar mă întreb. Literă. Adică i-a fost... Încă literă? I-a fost recunoscută autoritatea, i-a fost verificată autenticitatea. A fost... validat. Bravo. Ăsta e! Ăsta e. Bine. Nu mă mai întreba. Că iar ai, știi, un pic așa... 2900 de lei. Perfect. Andrei. Înșelare perfidă. Știi ce e perfidă? Perfidă. A încrederii cuiva. Perfidă. Literă. Înșelarea aia. Încă o literă? Încălcarea loialității. Are o... Auzi, nu vine niciodată de la inamici. Vine doar de la ai tăi. Doar ai tăi pot să facă asta cu tine. Inamicul nu. Încă o literă? Ai de mine, 300 de lei, 3 litere. Încă o literă? Auzi, îl știi pe Iuda? Iuda. Trădare. L-a trădat. Hai. Ah, te arunci la prea multe litere. Sunt de acord. Așa-i? Da. Adică s-a dus la tine, s-a dus bolovanul pe litere, litere, litere și o ia la vale. Încet cu bulgărele, știi? Că literele astea te fac să pierzi bani. Bine, Andrei, perfect. Vezi că vin alea, acum, am ajuns la 800 de lei. Fii atent, domnule inginer, subliniez, domnule inginer, absorbi șocul unei căderi. Șocul unei căderi. Când substantiv? Când, verb, că e a face, a absorbi, adică a face. Când, literă, când slăbești intensitatea unui impact, nu mai e impactul foarte mare. Încă o literă? Când folosești perne de aer, de exemplu, ca să, știi, cade ceva, o ușă, fii atent, o ușă, când o trântești acasă, tu montezi ceva ca să a... zgomotul, de exemplu, sau atântia. Da, când nu, ca să nu mai fie zgomotul ăla. Fii atent, ai mașină, conduci, da? Nu, ai mașină, ascultă-mă. În caz de accident, airbag-ul se deschide ca să lovitura, ca să o a proteja. Ca să o atenua. Amortiza. Am înțeles și partea cu ușa, amortizor. Amortizorul, știi? La da. Ușă, amortizorul da. De la ușă. Cine a luat Tudor? Ai luat Tudor? Da, Gina? Trebuia să ceară litere. Ăsta e simplu. Ascultă. Ăsta e simplu. Englez din... cât de cât, da? Da. Fii atent. Cupoane, englezist, da? Avantajoase. Nu e greu. Litera? Ăsta nu e greu și Tudor îl știe că are un butic lângă Buzău. Hârtirile alea care imită banii, dar ce? Englezism, vine din engleză. Oferă beneficii, servicii, îți dă și reduceri speciale. Încă o literă? Ai, tichete mai... Cupoane. Din engleză. Englezism, tichete, bun, englezism, bonuri. Le folosește în locul banilor, se tot vorbește non-stop. Încă o literă. Măi, în locul banilor. Poate să fie în format fizic, poate să fie digital. Încă o În locul banilor se folosesc tichete cu care poți să-ți plătești o parte din vacanță. Vouchere. Hai, ai, ai, ai. Mergeam mai repede, așa-i? Da. 41 de secunde. Pentru 4 cuvinte. Undeva la 10 secunde de cuvânt. Aici deja ne-a luat-o în față timpul, Andrei. Așa este. Aici trebuie să ai mare grijă. Da. Căsătorii, necăsătorit? Necăsătorit, momentan. Încet, nu? Încet, adică, ajungem și la etapa asta. Adică deja miroase a căsătorie, cum ar veni, nu? Se apropie. Care a fost descoperit, că vorbeam, cu ajutorul simțului olfactiv. Olfactivul e simțul ăsta. Să le zicem copiilor care se uită la noi. Olfactiv. Mirosit, literă.
a fost perceput literă. Datorită... Literă. Miroase a bani. Încă o literă. A fost mirosit cățelul. Cum zici de un cățel care miroase? Un cățel care Prada, o... Adulmecă. Adulmecat. Adulmecat. Ai... Emoțiile sunt mari. Scuze. Adulmecat, Andrei. Bun. 21 de secunde mai avem. Undeva la 7 secunde de cuvânt, cam așa. Ai carnet, Andrei? Da. Conduci? Da. De câte vreme? 8-9 ani, cam așa. Prin București, prin orașe, mergi cu mașina și... La muncă, înapoi, în diferite ocazii. Te-ai mai oprit poliția așa, din când în când? Foarte rar. Rar? De două ori, cred. În 8 ani, de două ori. Norocosule, Andrei, sistem de detectare a conduitei ilegale a șoferilor. Literă. E un dispozitiv cu care... Radar, nu? Nu, fii atent aici. Îți depistează limita de etanol în organism. Te oprește polițistul. Bună ziua, vă rog, da. Știi cum îi zice? Sufli în el. Îți arată alcoolemia. Etilotest. Ăsta e! O singură dată am avut oportunitatea, să zic așa. Da, bun, ăsta era etilotestul. Auzi, nu era cuvânt ușor. Ai auzit de etilotest, Teo? Da, am fost și eu testat. Vorbesc cu oamenii non-stop la știri. Ai văzut că... Bun, etilotestul. Avea 900 de lei cuvântul ăsta. Ai 4.000 în clipa asta, Andrei. Da. 11 secunde pentru două cuvinte. Da, cuvintele alea scumpe. Andrei... A începe și a menține o relație frumoasă cu cineva. 1000 de lei e verb la infinitiv, 900, 800 de lei. Mamă, cum se duc banii. Bun, 800 de lei din cuvântul ăsta. Hai, Andrei, hai că putem. Pentru asta trebuie să investești timp, trebuie să investești efort. Nu e ușor, dar costă 800 de lei dacă iei cuvântul. A întreține? Începe a întreține și a întreține o relație frumoasă cu cineva, da. Când stabilești, întreții o relație trainică cu cineva. A menține, conlucra, a fructifica, dacă vrei, o amiciție. Ui ce simplu era. Prietenii. Când te împrietenești. Corect. Era începe, deci. Nu mi-a venit. Haide! Te împrietenești. Începutul unei frumoase prietenii. Bun. Hai înapoi la bani, Andrei. Eu zic două cuvinte. Tu spune-l pe al treilea în 5 secunde pentru 1000 de lei, ca să avem 4200 în seara asta. Vindecare naturală. Literă. Fii atent, bun, îl găsim. Sigur, îl găsim în 28 de secunde. Sigur, îl găsim. Fii atent. Fenomenul ăla prin care corpul natural își revine. Își revine natural corpul. Sănătoșire. Cicatrizarea unei răni fără intervenție medicală. Fără intervenție medicală. Hai, omule, că putem în 10 secunde. Abilitatea corpului de a înlocui celulele, țesuturile, le înlocuiește. Recuperarea unui țesut. Este recuperarea unui țesut. Țesutul se... Regenerează. Ai! Și ce sus eram! Cine a luat regenerarea asta? Care nu e... Da, Daniela? Da. Mamă! Nu era ușor, dar era și scump cuvântul. Știți, țesutul se regenerează cu corpul, fără... ajutor extern. 4 minute am avut. Mamă, eram la un moment dat sus de tot. Așa este. Domnule inginer, mă bucur că am fost împreună. Mulțumesc. Mă bucur să vedem ce faci. De ce lați depindem?